Domnule primar, ne aflăm la o investiție pe care în zilele următoare o comisie o va recepționa. Este o stradă care a fost reabilitată prin buget local. Despre ce este vorba? Este vorba despre o amenajare a străzii Oituz, o stradă oarecum marginală, dar destul de circulată. Este important că aici, pe lângă rețelele de apă și canalizare, am reușit să modernizăm și apele pluviale, modernizarea carosabilului cu asigurarea accesului până în capătul străzii. Este important să știm că pe bugetul local reușim să modernizăm străzile care n-au fost prinse pe proiectele pe fonduri europene, cum este cazul și acestei străzi, și că ne dorim ca până la finalul mandatului să avem majoritatea străzilor din Cinden modernizate, fie că sunt din bugetul local, fie pe fonduri europene. Tot în acest studiu de fezabilitate a mai fost cuprinse strada Morilor din Vinerea, strada Plevnei și strada Dialului. Toate sunt în diverse faze de modernizare. Probabil până la sfârșitul anului vom finaliza și strada Morilor, începând ca de anul viitor să demarăm lucrări și pentru celelalte străzi, respectiv strada Plevnei și strada Dialului, pe care va trebui acolo să facem proiect tehnic și pe urmă să scoatem la execuție și realizarea lucrărilor. Cetățenii din Cindeni se pot aștepta și la alte investiții? Pentru străzile din Cindeni spunem că ele sunt cuprinse pe proiectul de pe axa 13 privind infrastructura școlară, unde pe lângă modernizarea clădirii școlare avem cuprinse inclusiv modernizarea infrastructurii școlare, adică a străzilor arondate acelei școli.